Ce s-a întâmplat în această zonă? Bună ziua! Numele meu este Bacu. Sunt administratorul societății, patronul hotelului. Prin proiectul în derulare, mi se blochează accesul la hotel. Dreptul la servitute. Ce v-au spus cei de la primărie? Că am văzut că au fost pe aici. La primărie v-am depus o plângere prin avocat. Nu mi s-a răspuns. A fost un dute vino. Adică într-o zi s-a rezolvat, au venit, au pus bordurile după cum se vede. A doua zi sau a treia zi, cineva din primărie s-a opus, au scos bordurile. Eu nu înțeleg de ce la PECO au lăsat cale de acces. La Hotel Dobrogea au lăsat cale de acces și aici nu au lăsat cale de acces. Autorizația mea de funcționare e valabilă. Taxa către primărie pe către SPIT, mi-a venit de la SPIT impozitul pe clădire, impozitul pe construcție, 92.000 de lei. Deci eu trebuie să plătesc. Ori dacă mi se închide accesul la locație, nu pot să duc gunoiul, nu pot să iau gunoiul, nu pot să duc marfă, adică mașina de Coca-Cola o să trebuiască să oprească nu pe prima bandă, că e de autobuz, pe a doua bandă și în cazul ăsta o să fiu obligat să închid. Dar este, ce vi s-a spus? Este o eroare de proiect sau de lucrare? Așa au spus că este eroare de proiect, dar e greu de modificat. Ori eu nu înțeleg că trebuie să suport eu consecințele astea. Este problema lor, trebuie să o rezolve. Mi se spune că n-am dreptul, că aleea este, nu e cu domeniul public și... Dar eu toate avizele, în 2007-2009, când am construit hotelul, toate avizele date de primărie, inclusiv cea de circulație, îmi spune că accesul se face din bulevardul Lăpușteanu pe aleea laterală sudică. Ori tot tu, primărie, vii acum și îmi spui că nu ai acest drept, că nu e aleea ta. Păi atunci nici bulevardul e al nostru, nu trebuie să circulăm pe el. Noi plătim taxe impozite pentru a ajunge acolo. Nu? Ca să muncească cei 20 ceva de oameni care s-au angajați aici, trebuie să-și ia salariile. Dacă nu, să-i plătească administrația. Cei de la poliție ce au spus? Am văzut că au fost și dânșii. Cei de la poliție au fost trimiși ca să spună. Adică eu am încercat ca să semnalez asta, adică blocând un pic pe alee, lăsând mașina pe alee ca să nu poată să continue trotuarul, construcția trotuarului. Ne-am înțeles, eu așteptam ca să fac public asta, am luat mașinile din... am eliberat accesul către construcția lor, să-și facă construcția, să facă treaba lor. Mâine mă adresez mâine merg la parchet împreună cu avocatul și depun plângeri penale către șeful de proiect, constructor, doamna Ovanesian, domnul primar. Adică mi se pare că eu sunt aici de 1990, dar dumneavoastră ați venit acum 2 ani. Eu nu am intrat în spațiul verde, aici era o platformă betonată din 1972, deci după documente. Eu nu am luat din spațiul verde, eu am menținut spațiul verde și curățenia în jur. Dar dacă asta se vrea, eu nu pot decât să închid, că nu am cum să funcționez, pentru că dispare și autorizația de la ISU, pentru că avizul de la ISU prevede că accesul mașinilor de intervenție se face din bulevard pe alea sudică. Deci riscați să rămâne și fără autorizație de funcționare de la ISU. Mă autosesizez ca să rămân fără, pentru că atunci nu mai funcționez, ca să nu mi se spună că nu mi-au blocat activitatea. Dumnealor mi-au blocat, adică mi-au închis afacerea. Și asta o să vedem dacă cineva după mine trebuie să răspundă. Eu n-am făcut nimic greșit. Dar cel puțin v-au făcut o promisiune, ceva, că se va rezolva sau au tăcut din gură și au mers mai departe? Da, se vede promisiunea. Au venit cu dalele, cu bordurile, da? Le-au făcut cum era logic ca la PECO cu acces către pentru aprovizionare, da? Și să coboare clientul, să-și lase bagajul. Păi unde își lasă clientul bagajul când vine la hotel? Hai să zic că nu vine cu
cu mașina, până își lasă bagajul, ce faci? Plătește amendă, încurcă circulația autobuzelor. Adică chiar așa nu se găsea o soluție, chiar așa nu vrem să... Și vă mai spun ceva. Eu n-am văzut pe unul din conducerea primăriei să vadă acest mare proiect. Eu dacă eram primar, umblam de 5 ori pe săptămână pe aici, în fiecare zi, de la Dobrogea la Sitimol, să văd ce se întâmplă. N-a venit nici primarul, nici viceprimarul, nimeni? Absolut nimeni. Nici măcar managerul. Managerul să facă ce vrea. Haideți să vă arăt ceva. A, dar nu pot să vă arăt. Referitor la banii publici, banii ăștia care s-au pus acolo, da? Deci se investesc niște bani, da? Cum îi investim, mă interesează pe cineva? În loc să pună scurgere la picurator un gazon, îl pune la stâlp, ei nu au aici apă pentru iarba aia, unde au pus, vor să pună covor, da? Păi covorul poate să stea pe 5 cm de pământ, că de desubt e molus. Eu vă fac probă, da? Nu știu, nu, adică să nu urmărești acest proiect, dar vii în schimb și te ții de mine că vrei să-l închizi, închide-l, domnule, fiți un fel de problem. Îl închidem și cu asta, care e problema? Eu am timp să stau, să aștept. O să vedem ce se întâmplă la prima instanță, a doua instanță, la instanță, la Curtea Supremă. Mai departe, dacă nu găsesc înțelegere, dar eu știu că dreptul la servitute nu poate să-mi ia nimeni, da? Și dreptul accesul la îngrădirea, accesul dreptului la proprietate, iar nu poate să-mi ia. Pentru că eu nu am cum să ajung acolo. Deci eu nu am cum să ajung. Da, vă mulțumim.